Bună dimineața, bine v-am găsit la cafeluța fitness cu el carnitină. Numele meu este Robert Florea și reprezint RF Kinetics. Haideți să vă arăt cum am ajuns de la acest rezultat la acest rezultat folosindu-mă doar de el carnitină, el Astăzi vom vorbi despre efectele reale ale carnitinei, nu cele susținute de social media de-a lungul anilor. Când vine vorba de literatura de specialitate, când ne raportăm la efectele carnitinei, nu putem să spunem despre carnitină care avea un efect pozitiv asupra slăbitului. Nu ne ajută cu absolut nimic ce ține de slăbit, cel puțin nu în mod direct. O să vedeți mai, mai târziu despre ce este vorba. Au fost făcute foarte multe studii de-a lungul anilor aparent această carnitină nu are niciun efect asupra metabolismului, nu are niciun efect automat nici asupra arderilor, cum spunem în mare majoritate. Deci da, și atunci de ce facem videoul ăsta? Pentru că el carnitina, respectiv L-carnitin, l tartrit ar avea niște beneficii mult mai mari decât credem noi și ar merita luată carnitina chiar și în surplus caloric și în deficit, dar și la menținere. Și există niște mențiuni cum că am putea folosi carnitină, și dacă nu ne antrenăm. Bun, haideți să trecem la treabă. Pe partea de beneficii ale carnitinei dovedite științific, putem să spunem că aceasta ar avea, din punctul de vedere al literaturii de specialitate, un efect anticatabolic. Ce înseamnă efect anticatabolic în momentul în care ne stresăm organismul, stimulăm catabolismul, desigur, și putem să distrugem țesutul muscular. Dacă ne antrenăm foarte intens sau dacă ne antrenăm mult prea intens sau dacă suntem și într-un deficit caloric, putem să distrugem și mai mult țesut muscular. Deci, în anumite contexte, dacă suntem un surplus caloric sau dacă suntem la menținere și factorul stresant asupra organismului nostru este minim și încă îi oferim organismului un stimul hipertrofic, adică un antrenament, cel mai probabil nu o să pierdem sub nicio formă masă musculară acolo. Dar, în condițiile în care am fi în deficit caloric, am fi la un body fat mic, L carnitina ar fi benefică. Și insist, L carnitina ok? Dar strict pentru efectul anticatabolic, pentru că ne-ar ajuta să nu pierdem la fel de multă masă musculară în niște condiții extreme. De asemenea, beneficiile sunt mult mai solide pe partea de sporturi aerobe, precum fotbal, atletism, maraton. Deci în special când vorbim despre intensități mari și tip de efort aerob, automat L-carnitina ar fi mult mai justificată. Dar care e treaba cu L-carnitin L-tartrit? E, haideți să vedem cam care este faza. <coughs> L-carnitin, L-tartrit, este un derivat de l carnitin. Nu este exact același lucru ca și L-carnitina și aparent ar avea niște beneficii total diferite față de carnitina simplă. Bine, incluzând și partea de anticatabolism. În primul și în primul rând, unul dintre cele mai mari beneficii pe care le-ar avea această L-carnitin, L-tartrit, această formă de carnitină ar crește numărul receptorilor androgeni, dar le crește puțin și sensibilitatea. Acești receptori androgeni au un rol foarte, foarte important când vine vorba de dezvoltarea masei musculare, pentru că ajută la absorpția la nivel molecular a testosteronului liber, mai exact molecula de testosteron liber se îmbină cu receptorii androgeni și acolo se produc niște mecanisme facile hipertrofii. Nu o să intru super mult în detalii cu acest mecanism, este extrem de complex, dar țineți cont: dacă receptorii androgeni sunt stimulați, respectiv le crește numărul, atâta timp cât nu există și ceilalți factori din viața noastră care sunt bine puși la punct, nu vom avea hipertrofie. Deci, doar cu aceste mecanisme, cu receptorii androgeni și cu molecula de testosteron liber, nu putem să avem hipertrofie. Nu este vorba doar de aceste două mecanisme. Țin să menționez asta pentru că oamenii vor căuta după cum să-și stimuleze receptorii androgeni. Și vor vedea că nu, nu are niciun impact asupra dezvoltării masei musculare. Acolo vorbim despre un cumul de factori, vorbim despre mecanisme biochimice extrem de complexe care nu sunt liniare. Nu vorbim despre receptor androgen și molecula de testosteron liber, le îmbinăm, crește masa musculară. Așadar, deci creștem disponibilitatea receptorilor androgeni prin intermediul suplimentării cu această formă de carnitină. Acest lucru este foarte, foarte important pentru că la anumite persoane receptorii androgeni sunt suprasaturați, deci nu mai sunt la fel de receptivi față de molecula de testosteron liber, respectiv la alte persoane testosteronul liber se află în cantități ceva mai mici, așadar un număr mai mare de receptorii androgeni și o sensibilizare a receptorilor androgeni va ajuta și cu stimularea într-o oarecare măsură, după cum spuneam mai devreme, a stimulului hipertrofic. Ar putea să ajute pe partea de dezvoltare a masei musculare. Aceasta ar fi concluzia pe care au tras-o oamenii de știință din primele două studii, pe care le menționez în descriere. Un al doilea beneficiu extrem de relevant este tot pe partea de anticatabolism, în mod indirect, dar vorbim despre recuperarea musculară. Aparent, suplimentarea cu această formă de L-carnitină ajută la reducerea efectelor febrei musculare, la reducerea efectelor secundare ale distrucției tisulare, adică nu ne mai resimțim așa de rigizi, nu ne mai resimțim așa de tomefia după antrenament și ajută și la acea percepție asupra febrei musculare, adică nu mai simțim febra musculară ca fiind la fel de negativă asupra următorului antrenament pe care îl facem. Sper că înțelegeți aici ce voiam să spun. Adică pur și simplu impactul psihic pe care îl are um, Febra musculară asupra noastră nu se mai uh, translatează în următorul antrenament pe care îl vom face. Foarte mulți dintre noi ne ducem și ne antrenăm și ne gândim A, am febră musculară, cum o să mă antrenez azi? Foarte puțin uh, își dau seama că dacă se antrenează de fapt dispare febra musculară, dar în orice caz ăsta e alt subiect. Dar înțelegeți ideea? Dacă are un efect asupra percepției noastre asupra febrei musculare automat uh, va influența antrenamentul. Deci dacă reduce impactul negativ din punct de vedere psihic al febrei musculare asupra noastră va avea un impact mult mai mic asupra antrenamentului Și revenim la uh, efectele febrei musculare și efectele asupra acei, acelei distrucții tisulare Din nou, nu o să ne mai resimțim la fel de rigizi, nu o să ne mai resimțim la fel de obosiți, la fel de tumefiați între ghilimele Și putem să avem un antrenament puțin mai eficient Deci avem un impact în mod indirect asupra antrenamentului ce poate fi destul de semnificativ. Al treilea efect, care este unul foarte, foarte interesant, a fost făcut un studiu pe centenari, adică pe persoane care sunt apropiate sau care depășesc 100 de ani. Centenarea înseamnă că depășește 100 de ani, nu? Care 100 de ani? Are 100 de ani, Bă, Un alt efect surprinzător, despre care mulți dintre voi nu ați auzit, avem un studiu făcut pe centenari, în care a fost demonstrat faptul că suplimentarea L-carnitinei L-tartrat ar avea beneficii asupra masei musculare a acestora. Odată cu înaintarea în vârstă se instalează sarcopenia. Sarcopenia este distrucția tisulară cauzată de stresul oxidativ generat de-a lungul vieții. Adică pur și simplu masa noastră musculară este distrusă ușor, ușor în timp. Este un mecanism perfect normal și noi trebuie să îl contracarăm. Putem să îl contracarăm prin foarte multe chestii pe care le facem în viața de zi cu zi, de la nutriție, la gestionarea stresului, la odihnă și hidratare, dar la un moment dat nu putem să mai facem mare lucru prin doar astea doar aceste lucruri ce țin de stilul de viață și putem să influențăm acest lucru cu anumite suplimente. De exemplu, creatina este extrem de utilă chiar și la acea vârstă. El carnitina ar avea beneficii chiar și pentru centenari. Aparent, în retenția de masă musculară, ba chiar mai mult, ar putea să stimuleze suficient de mult masa musculară cât să crească extrem extrem de puțin, atâta timp cât nutriția este bine pusă la punct și încă există un stimul infim, hipertrofic. Dar bine, acolo o să vorbim strict despre mișcare și atât. Foarte puțini oameni la vârsta de 100 de ani, cred că putem să-i numărăm pe degete, vor putea să se antreneze. Dar acest studiu este interesant pentru că ne oferă o nuanță cu privire la această sarcopenie. Deci atâta timp cât poate să influențeze sarcopenia și să reducă efectele sale negative asupra organismului, ar fi un beneficiu să suplimentăm cu el carnitină. Și ultimul beneficiu pe care l-am găsit în aceste studii este referitor la îmbunătățirea performanței fizice și a toleranței de efort. Deși îmbunătățirea performanței și a toleranței la efort este pe o arie foarte largă, vorbind despre un metrix foarte vast de beneficii, aceste beneficii nu sunt wow, nu sunt semnificative statistic, adică sunt semnificative statistic cât să apară, să apară în studii aceste modificări, nu putem să spunem despre ele că sunt insesizabile, deci pot fi relativ, să zicem așa, relativ utile aceste modificări, pot fi în favoarea voastră, dar nu sunt niște modificări pe care o să le simțiți, wow, gata, am luat el carnitină, sunt titirez, sunt mult mai rezistent, mi-a crescut performanța pe uh, săritură, sunt mai rapid, pot să rezist 500 de metri în plus la maraton la o anumită intensitate. Nu, no, nu e chiar așa, dar într-adevăr acele beneficii există. Deci putem să spunem că în momentul în care ingerăm carnitină din punctul de vedere al performanței fizice, putem să îmbunătățim puțin și performanța fizică. Iar toleranța, toleranța la efort, cel puțin pe partea de antrenamente hipertrofice, nu e atât de relevantă. Poate ne ajută să tolerăm mai bine cardio. Ăsta e un lucru adevărat și util. De asemenea, pot să găsesc un context în care ne antrenăm fasted, folosim el carnitină împreună cu niște aminoacizi, să zicem. Deși e în propriu spus fasted și aminoacizi, înțelegeți ideea și am putea să să suportăm mai bine acel cardio. Dar per total nu consider că este ceva ce ar trebui să folosim, ceva ce ar avea un impact masiv asupra performanțelor noastre, cel puțin nu din motivul ăsta. Asta este tot ce voiam să vă spun despre această formă de carnitină. Ea există pe piață de foarte, foarte mult timp dar beneficiile sale au fost neînțelese de la bun început, încet încet au apărut dovezi din ce în ce mai multe cu privire la celălalt spectru al beneficiilor sale, mai exact beneficiile sale reale. Ce vreau să spun cu tot acest video este că ar trebui să luați în considerare și acest supliment, aveți nevoie de acest supliment pentru a dezvolta masa musculară, pentru a tolera mai bine antrenamentele sau pentru a gestiona mai bine sarcopenia, nu, nu aveți nevoie de acesta, în primul și în primul rând vorbim despre factorii ce țin de stilul de viață. Dar, într-adevăr, putem să ajutăm acești factori ce țin de stilul de viață prin suplimentarea cu acest supliment. Dar, din nou, vă zic ce vă spun dintotdeauna, suplimentele au rolul de a vă îmbunătăți stilul de viață, de a vă îmbunătăți nutriția, nici de cum nu sunt cele ce vor genera rezultatele, nu sunt cele care vor genera beneficiile cu adevărat. Ele pot doar să ajute, nu aveți nevoie de ele, dar întotdeauna există context în care ele pot fi utile, în special pentru sportivii de performanță. Numele meu este Robert Florea, reprezintă refinetics.ro. Adios, amigos. Nu uitați, lucrurile nu sunt albe și negre. Avem nuanțe. Gata? Numele meu este Robert.